Bine v-am găsit la o nouă aventură în lumea Minecraft-ului modat. Acum ceva timp m-a apucat din nou așa un picuț nostalgia și m-am uitat la vechile serii de Minecraft modat ale lui Nenea Sky. Și mi-a plăcut atât de mult ideea de nume pentru o serie cum avea el Minecraft la perfectul simplu, încât am zis că ar fi un mare, mare păcat dacă tot joc Minecraft modat să nu-i copiem un picuț ideea. Da, am zis copiem într-adevăr. Și uite așa la naștere Modtopia. Care este schema și care este ideea din spatele numelui Modtopia? E bine, dacă tot joc Minecraft modat și sincer, aș vrea să-mi construiesc cât de cât o utopie. Am zis că Modtopia sună foarte catchy, adică prinde destul de bine la ureche, e un nume destul de ușor de reținut și m-am gândit că ar fi o idee bună să numesc așa seria mea de Minecraft moda. Lasă-mă să vorbesc cu oamenii, nu mă ucide din primele minute. Urât din partea ta, domnule schelet. În esență, am vrut un nume care să fie destul de ușor de reținut, să aibă legătură cu crearea unei lumi, să zic așa, sau a unei societăți și pe lângă asta să aibă legătură cu Minecraft-ul modat. Și practic de acolo mi-a venit ideea cu Modtopia. În principiu, seria asta o să fie pe sezoane. Și deocamdată în fiecare sezon o să încerc să joc câte, de fapt nu o să încerc, chiar o să joc. În fiecare sezon o să joc câte un mod pack diferit, de fiecare dată. Primul sezon o să fie mod pack-ul pe care l-am început astăzi, următorul sezon o să fie un alt mod pack. Și tot așa până când o să ajung în punctul în care o să descoper ce moduri îmi plac cel mai mult, care moduri funcționează unele cu altele, hello, groapă, ca să pot să-mi dau și eu seama un picuț cum se fac modpack-urile și cât de greu sau cât de ușor este să construiești un modpack sau să pui cap la cap un modpack. După care probabil că o să existe posibilitatea ca într-un viitor să joc într-unul dintre sezoanele de Modtopia un modpack personal dezvoltat de către mine și pus cap la cap de către mine. Legat de modpack-ul pe care îl jucăm în primul nostru episod din această serie, ei bine, este un modpack pe care l-am mai jucat în trecut, l-am mai încercat, dar din păcate din cauza unor micuțe probleme ale modpack-ului și anumite, nici nu știu cum să le spun, că nu erau glitch-uri, ci pur și simplu nu funcționa modpack-ul cum ar fi trebuit să funcționeze, am fost nevoit să opresc seria subit undeva prin mijlocul ei, ca să zicem așa. Pentru cei care sunteți mai vechi, probabil vă sună cunoscută seria respectivă, dar dacă nu vă gâdele la ureche deloc ceea ce am zis până acum, este vorba despre Life in the Village. Life in the Village 1, dacă țin eu bine minte, am încercat să joc, mi-a plăcut destul de mult, dar nu am reușit să duc la bun sfârșit, să zic așa, seria respectivă din cauza anumitor probleme pe care le-am avut cu modpack-ul. Pe data aceasta, Life in the Village a ajuns undeva la al treilea modpack, dacă nu mă șed eu în momentul de față, și pe al treilea modpack suntem noi. Opa, sunt distras, scuze. Văd foci și sunt amuzante și sunt drăguțe și sunt distras. Deci jucăm Life in the Village 3. Este o versiune mult mai nouă, bineînțeles, și a Minecraft-ului pe care jucăm. Pe lângă asta, sunt multe alte moduri pe care celălalt modpack nu le-a avut. Și pare destul de interesant din ce m-am uitat eu. Acum toată ideea de bază din spatele acestui modpack este să ne construim propriul nostru sat, să-l umplem de NPC-uri, ca să zicem așa, și de acolo încolo să ne apărăm de diferite primejdii care ar trebui să apară, adică hoți sau atacuri din partea altor bandiți sau alte chestii de genul respectiv.
Tot m-am plimbat eu pe aici și am pălăvrăgit despre modpack și despre ideea seriei și așa mai departe, dar nu m-am uitat deloc ce am prin inventar. E bine, astea sunt strânse de mine, împreună cu astea de aici, dar astealte toate sunt date de către modpack. Interesant! Avem un bubble blower care bănuiesc că... Da, dacă facem chestia asta, suflăm cu balonașe, superb, ce pot să zic. Avem cărticica de questuri, o sabie de piatră, un târnăcop de piatră, un builder's wand de piatră, bănuiesc că... Sau scrie aici doar stone wand, nu știu sigur dacă e builder's wand sau e orice altceva. O pereche de papuci și o pereche de pantaloni pe noi ca să nu umblăm în fundul gol. Câteva mere, împreună cu un tort, câteva semințe, cartofi, o sticlă care bănuiesc că avea ceva în ea. Animal Dictionary, niște semințe, honey bread, nice, și un common card package, care nu știu sigur ce ar trebui să fie. Ok. Nu prea știu ce ar trebui să fie asta. Am niște cărți în momentul de față, dar nu știu ce o să... Collector's Album. Ok, nu știu ce e, sună interesant. Până aici sună interesant. Ce vreau acum să mai verific este cărticica noastră cu quest-uri, ca să vedem un picuț cum stăm la capitolul quest-uri. Ok. Deci de aici începe toată distracția, ca să zicem așa. Practic avem Getting Started, care e pagina asta de quest-uri în care ne arată toate șmecheriile pe care noi trebuie să le facem ca să începem cum ar veni călătoria noastră. Și avem questbook-ul, dacă îi dăm un claim pe... M-am înțeles. Nu mi se permite deloc să stau cu minte pe aici, aparent, așa că o să sărim în apă și o să încerc să mă duc un picuț mai departe. Ne mâncăm sălățica pe care am primit-o. Și așteptăm să ne regenerăm ca să putem să batem măcar pe aia în genul ăsta de aici, să ne dea pace. Jesus, un pic nu ești atent și deja te iau tovară și la bătaie pe aici, acum apare noaptea. Monster Hunter. Și primești... primești pachete de cărți și de la monștri. Ok, ăsta e chiar epic, dacă putem să vedem. Superb. Ia să vedem noi la quest-uri aici. Punching trees. Ok, ăsta e să obținem niște lemn de copac și de aici încolo quest types and rewards. Ar trebui să mă punem să citesc toată chestia asta. Și mai departe avem de făcut un crafting table și să ne ducem încolo în direcția asta. Văd că avem extraordinar de multe quest-uri. Avem quest-uri și pe partea de My Colony, care pare, practic pe asta o să se bazeze toată călătoria noastră în mod pe ăsta, pe My Colonies, dacă bine ține minte. Coin Shop, aici bănuiesc că avem treabă cu gușterul ăsta. Playtime Rewards. Ok, cu cât ajungem la mai multe zile în modpack, cu atâta facem mai multe reward-uri. Interesant. Ceva chestii cu Patreon aici. Avem și Exploration. Interesant. Nether, Pathfinder, Nomad, corturi și alte chestii. Interesant. Au început și să ploaie serios. Hostile World. Aici trebuie să descoperim, bănuiesc, că tot felul de monștri. Am descoperit Seals. Super. Și chestia asta îmi dă experiență. Interesant. Înseamnă că avem Alex Mods. Dacă avem Seals, dacă avem Kanguri și alte chestii de genul ăsta, înseamnă că... Cred că avem Alex Mobs. Foarte frumos, cum îi spune, foarte frumos modul respectiv. Așa, ce mai avem pe aici? The End, Meteor Fight. Am înțeles. Aici bănuiesc că trebuie să ne batem cu tot felul de mob. Avem și technology, aparent, machinery. Avem modul create. Hello! Hello, module create. Tetra, nu știu sigur despre ce e vorba modul ăsta. Storage Solutions, excelent. Avem storage-ul ăsta frumos cu drawere. Îmi place la nebunie. Little Logistics. Asta bănuiesc că, ok, trebuie să ne facem tren și alte chestii de genul ăsta.
Mini Contraptions, nu am auzit de el și încă nu știu cu ce se mănâncă. Not Enough Food. Wow. Putem să facem cooking de toate felurile. Fish and Farm, Busy Bees, super tare. Deco Madness, excelent, avem moduri de decorațiune și alte chestii de genul ăsta. Și Seasonal, înseamnă că avem și chestii legate de Halloween sau de Christmas. Foarte tare făcut modpack-ul, sincer, sunt uimit, chiar sunt uimit. Într-un final a venit și ziua și am scăpat de scheleții aia enervanți și pe lângă asta s-a oprit și ploaia. Da, a început să ploaie și era foarte, foarte nasol din punctul meu de vedere pentru sunet și pentru calitatea video. Și uite că între... Am vrut să zic că uite că între timp am găsit o chestie interesantă aici. Meanwhile, i-am găsit pe gușteri ăștia. Aparent. Hello? Mă, sper să pot să-l melestesc pe prietenul meu. Atât. Knowledge of Death. Superb. Achievement made. Nu înțeleg ce am făcut, dar am făcut ceva. Hai, prietene, vino și tu să ne batem. Apropie-te. Am noroc că nu au foarte multă viață băieții ăștia și că pot să îi pleznesc destul de ușor cu sabia mea de piatră. Oh, Jesus. Doar că zic eu că aici ar fi un loc destul de frumos și destul de plăcut pentru a ne construi noi micuța noastră colonie. Însă înainte să facem treaba respectivă, o să fiu nevoit să fac un crafting table. Uite așa și avem și un crafting table, aveam și un quest pentru crafting table-ul respectiv. O să-l parcăm pe undeva pe aici, mă cam supără faptul că e o iarbă foarte, foarte înaltă. Uite aici te parcăm, să nu te găsească nimeni. După care cred că avem un quest pentru a ne face noi... mi-a dat 5 cookies, ce tare! Avem un quest pentru a face rost de un wooden pickaxe. Nu înțeleg de ce, din moment ce mi-a dat un pickaxe deja de piatră. Dar de dragul quest-ului o să-l facem, ceea ce înseamnă că mi-a deblocat mult mai multe quest-uri pe aici. Deci putem să deblocăm quest-ul ăsta de aici și pot să-mi iau toate chestiile astea. Pot să-mi iau și toate chestiile astea pentru că avem quest-ul ăsta deblocat. Se mai deblochează un quest și putem să luăm și pe ăsta și mai avem un quest aici și îl luăm și pe ăsta. Superb! Extraordinar! După care, din ce văd eu aici, avem practic, avem FTP Ultimine. Asta înseamnă că avem un fel de excavator sau așa ceva și putem să ne folosim de chestia respectivă și Passive Skill Tree, din ce îmi spune mie aici, practic dacă apăs O, o să văd că am Skill Tree, un Skill Tree. Ia să vedem, apăsăm pe tasta O. Oh. Ok. Și cum aș putea să... deci pot să cumpăr... Pot să cumpăr puncte pentru Skill Tree folosindu-mă de experiența pe care o am. Am înțeles. Perfect, domnule, perfect. Avem aici prima și prima dată putem să băgăm în Blacksmith, adică Crafted Equipment are 25% durabilitate sau plus 15 Block Break Speed, asta dacă vrem să minăm sau chestii de genul ăla. Aici avem ceva chestii cu craftatul de poțiuni, 15% șansă să primesc 100% din mob loot, nici asta nu e o idee rea. Și aici avem enchantment, minus 30% level requirement. Cred că o să vreau asta odată cu blacksmith-ul și o să-i dăm un confirm. Acum întrebarea mea este dacă pot să mai îmi cumpăr, uite, pe restul nu mai pot să le iau, ok. Deci, practic, dacă luăm una, nu putem să mai mergem să le luăm și pe celelalte. Am înțeles. Armură, plus 5% damage if you have shield in hand. Deci dăm 5% damage în plus dacă avem un shield în mână. Ok, plus 1 attack damage la melee. Și încă o dată plus un atac damage la melee. Ok, ne ducem pe damage. Ne ducem pe damage, suntem berserkeri. Dragă domnule, berserkeri.
Lucru care ar putea să fie problematic. Văd acolo din nou încă un omuleț care pare destul de serios. Cred că e Johnny, dacă nu mă înșel eu, și nu prea cred că aș vrea să mă bat cu el. Însă, în schimb, ce trebuie să facem în momentul de față este să adun destul de multe resurse ca să pot să îmi fac un furnal, după care văd că mă trimite în direcția patului și aș vrea destul de multe resurse ca să pot să îmi fac un, cum îi spune, un supply ship. Pentru aia îmi trebuie niște lemn ca să pot să-mi fac bărci. Am oare destul lemn cât să-mi fac eu bărci necesare? Îmi trebuie 5 bărci cu cufăr cu tot. Da, mai îmi trebuie niște lemn. Și cu asta am tăiat cel mai mare copac din toată pădurea asta. Cred că o să avem destul lemn pentru o perioadă destul de lungă de timp, aș zice eu. Ia să aruncăm noi chestia asta, că nu prea ne mai interesează și avem deja un peianj în care din nou vine să fie prietenos cu noi. Hai încoace, hai încoace, hai în partea asta ca să te ajut să mori un pic. Ce parșiv sunt, doamne domnule! Dacă facem treaba asta și facem treaba asta, pot să am un cufăr pe care să-l parchez, uite aici așa frumușel deocamdată, în care să-mi pun practic toate lucrurile de care nu am nevoie. Animal dictionary ăsta pot să-l pun acolo, astea pot să le pun acolo, bănuții mei, am bănuți, fiți pe fază, puf, țiriac incoming, din ce am văzut eu îmi trebuie 5 bărcuțe, 4 și cu voi 5. Și aia înseamnă că îmi trebuie 5 cufere. Deocamdată avem doar 1, 2, 3, 4 și 5 cufere. Și acum cred că dacă fac treaba asta, se craftează automat. E, extraordinar. Aș vrea să se poată staca și bărcuțele astea. Dacă tot e vorba de un modpack, cred că ar fi drăguț să se poată staca și astea, nu? Și avem supply ship-ul nostru. Quest completed. Îți foarte mulțumesc. Îți foarte, foarte mulțumesc. Dacă ne uităm noi un picuț pe hartă, fie dăm M, fie ne uităm în dreapta sus, vedem că avem golful ăsta așa micuț aici, care arată destul de drăguț. Aici am putea să facem un port foarte, foarte frumos pentru sătuțul nostru. Și am aici în spate, văd o casă acolo, o să trebuiască să ajungem și acolo la un moment dat. Și aici în partea asta, din ce putem noi să vedem, avem o coasă destul de frumoasă. Până și în partea asta se întinde și văd că avem încă o căsuță acolo. Și aici avem, din ce văd eu, un pic de munte, pare mi se, pe care putem noi să-l colonizăm destul de frumos, aș zice eu. Și barca noastră, supply ship-ul nostru, cred că poate să stea probabil undeva pe aici, aș zice eu. Click on a solid block first. Păi și cum vrei tu să... Ah, ok, mamă... Și acum, cum te fac eu să... Oh, nu. Up. Prietene. Trebuia să vii tu, nu? Să-mi dai hunger, să-mi dai chestii, să-mi dai trestii. În timp ce eu încercam să-mi placez, practic, treaba aici. Dar mi-a dat ceva. Wow. Wow. Ok. Da, e de plecat un picuț de aici, pentru că nu văd nimica din ce se întâmplă în treaba aia. Mamă, ce frumos arată barca, Jesus. Mamă, câtă viață mai am. What the actual heck? Întrebarea mea este, cine trage după mine halul ăla și de unde? What? Ce fel de archive, fratele meu, de trage în halul ăsta? Aparent, moștrii sunt diferiți. A, erau doi. Ok. Oh, perfect, s-o lua la scandal unul pe altul. Excelent. De când îmi doream chestia asta? Nici nu vă puteți imagina. Bateți-vă între voi, așa. Perfect. Ok, unul între voi a câștigat. Și celălalt o să piară de mâna mea. Ah. Luăm și pe tovarășul zombie la palme și cred că am scăpat de toți monștruleții de pe aici. Tot ce trebuie să mai facem acum este să-mi dau seama cum naiba o să mut eu barca aia de acolo
și cum o să-i schimb stilul, pentru că e cam pusă deja și n-aș vrea o barcă de birchwood și nici n-aș vrea acolo, aș vrea un picuț mai în față și poate un pic mai la stânga. Băz, 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 albinuța hărnicuța. În cele din urmă mi-am dat seama cum trebuie să fac ca să mut un picuț chestiuța asta de aici. Și practic, odată ce am pus-o undeva, dăm un click dreapta pe ea și merge din nou să o mutăm sau să facem ce vrem noi cu ea. Din ce văd eu aici, cred că aș putea să o mai mut un bloc în partea asta ca să fie fix aici. Ia să vedem dacă o dau un picuț mai încolo. Nu cred că ar fi așa mare pagubă, sincer să fiu cu voi. Pe partea asta văd că are o scară, dar vreau să-i schimbăm un picuț pack-ul din care face parte. Și avem aici, wow, deci avem o grămadă de chestii. Am putea chiar să facem mult mai multe colonii decât una singură. Avem steampunk, avem antic, avem underwater base, ceea ce mi se pare genial. Avem bizantin. Style colonies, Jesus. Avem warped, care cred că merge foarte bine în nether. Pagoda. Constructor Pagoda Empire, nu știu sigur ce-i... Cherry Blossom, ok, Cherry Blossom Biomes. Foarte frumos. Urban Savana, mă arată destul de mișto. Medieval Spruce, asta în cazul în care vrem ceva construcții cu tematică mai medievală. Incan Cavern, adică am putea să ne facem ceva și în caverne, dacă vă vine să credeți. Jungle Treehouse, genial. Urban Birch... Caledonia Shire, Medieval Dark Oak, Stalactite Caves, ok, deci ăsta e și interiorul cave-urilor, dacă vrem să ne facem ceva. Dar cred că o să optez pentru partea de Nordic Spruce. The Norsemen are back and are looking for a new leader. Create a flourishing Norseman Empire and strike fear in the hearts of your neighbors. Deci vreau foarte mult. Mai ales că în ultimul timp am jucat pe streamurile de weekend, am jucat niște jocuri cu tematică nordică. Am așa o poftă pentru, nu știu, cultura și mitologia nordică, ceva incredibil. Așa că o să selectăm ăsta. O să-l dăm un picuț mai încolo. Arată bine. Arată bine. De ce să te mint, arată chiar foarte bine. Nu știu sigur dacă ăsta trebuie să stea așa sau trebuie să stea cu un bloc mai în jos, dar bănuiesc că ceva de genul o să trebuiască să stea. Probabil cam ăsta ar fi nivelul la care ar trebui să stea ea. Și am putea să o aducem poate cu un bloc mai încolo și încă vreo două mai așa. Ceva de genul ăsta. Mama mia cum arată. Uite-te și la partea din față. Holy moly. Holy moly. Să ai o navă de genul ăsta ancorată lângă... lângă casa ta. Cred că ar cam băga boala în toată lumea. Cred că aș putea să o duc chiar mai în față cu vreo două blocuri. Ceva în genul ăsta. Ce mă interesează și mai tare în momentul de față este cât de mult... Da, dar nu pot să văd absolut nimic, din păcate. Cât de mult o să meargă sub apă, dacă o să atingă sau o să încurce cu ceva faptul că am pus-o așa jos. Dar o să-i dăm o bifă, ceea ce înseamnă not all blocks in the area meet the requirements. Check the highlighted blocks. Oh, deci trebuie să fie mai adânc pusă. Uf. Ok, ok, păi asta înseamnă că o să trebuiască să o mutăm în partea asta cumva, nu? Dacă bine văd eu. În partea asta este apa ceva mai adâncă și chiar dacă trecem de golful ăsta și o punem undeva în partea asta de aici, cred că ar trebui să fie ok, nu? Zic eu. O să o punem fix pe marginea asta undeva aici. Ceva de genul ăsta probabil aici în zona asta. Așa că vină tu încoace. Trebuie să dau click de fiecare dată, nu pot să-l țin apăsat. Aia e un picuț supărător. Ok, treci încoace în partea asta și apropie-te de mal. Ceva în genul ăsta. Probabil că te pot da un picuț și mai în spate și și mai aproape de mal, nu?
ceva de genul, zic eu. Ia să vedem partea asta cât... Da, ok, un pic mai încolo și un pic mai departe de mal. Excelent! Ex-ce-freaking-lent! Ma! Avem Dita mai barca. Aici o să trebuiască să fac un micuț ponton sau ceva care să mă ducă până aici la chestia asta. Oh my freaking Jesus! Astea în mod normal ar trebui să pot să le deblochez sau sunt doar de... Aparent sunt doar de formă. De ce? E ciudat un picuț. Dar aici, dacă intrăm noi și ne uităm, avem, exact, Town Hall-ul și Building Tool-ul, cu care să ne facem construcțiile viitoare pentru șmecheriuța noastră de colonie. Și dacă mergem în partea asta jos, aici avem mult mai mult storage, ceva mâncare, niște seed-uri, pene și alte chestii, unelte de lemn, câteva paturi, ceea ce înseamnă că eu o să pot să sparg un pat de aici pentru a face quest-ul cel puțin. Ăla mă interesează. Ok, avem și câteva resurse primite aici. Și getting started... trebuie să-mi fac un de ăsta prima dată înainte să am patul. Of, ceapa e de viață. Oricum, ar fi bine să dau totuși un click dreapta pe un pat de aici ca să-mi setez spawn măcar. În cazul în care mor, ca o tărtăcuță ce sunt, ar fi bine să am spawn-ul pe aici, prin zona asta. Și pot să iau de aici, uite, furnace-ul. Gata. Gata, boss. Gata, limonata. Am făcut quest-ul cu furnace-ul. Am făcut și quest-ul cu gold-ul, pentru că l-aveam în inventar. Și acum cred că pot să îmi iau un pat de aici și să fac și quest-ul cu patul. Yep, exact. Exact ce ziceam. Avem și quest-ul cu patul. Și mi-a dat un cufăr. Ei bine, și acum că avem Dita mai vaporul de viking, mai exact, putem să ne luăm frumușel toate lucrurile pe care le-am adunat noi până acum, să le mutăm pe micuța marea noastră corabie și să ne apucăm de adunat câteva materiale pentru viitorul nostru sat. Patru copaci și aproape trei topoare mai târziu, cred că am adunat destul de mult lemn încât să-mi ajungă o perioadă îndelungată. Sau, cine știe cât de mult lemn o să am nevoie pentru a-mi construi începuturile regatului meu, să zicem așa. Dar înainte să pot să mă apuc de construit, cred că o să am nevoie și de cobblestone, mai mult ca sigur. Așadar, o să mă pornesc într-o micuță aventură pe aici, să vedem dacă reușesc să găsesc eu o peșteră pe undeva ca să pot să îmi arunc fața în niște cobblestone, să mă apuc să minez, bineînțeles nu cu fața, ci cu târnăcopul, dar să mă apuc să minez totuși niște cobblestone pentru viitoarele noastre proiecte. Oare pe unde aș putea eu totuși să găsesc o asemenea peșteră, ținând cont că avem Dita mai muntele aici? Nu prea mi-ar face plăcere să trebuiască să mă apuc eu să sparg, să fac o gaură în pământ undeva. Aș prefera totuși o gaură gata făcută, dacă îmi permiteți, ca să nu distrug, nu știu cum să zic eu, flora, să zicem așa, sau modul natural în care s-a generat tot terenul de pe aici. Aș prefera să-l păstrez pe cât cu putință intact sau ceva de genul. Creeper de pădure. Doamne, Dumnezeule! Și tu când bubui, o căzut tot o chestie pe aici. Și un lemn și o treabă și o socoteală. O să alerg cât de tare pot eu în direcția asta pentru că am văzut un pic de luminiță. Ceea ce înseamnă că aici ar trebui să fie o casă din ce am văzut eu. Uite câteva oițe. O să le facem felul la câteva din ele. Pentru simplu fapt că avem nevoie de lâna lor și din lâna lor o să pot eu să-mi fac un, cum îi spune, un sleeping bag sau ceva de genul ăla. Ăștia de ce vin după mine? Sunteți supărați pe mine sau că nu înțeleg? Rezolvăm problemele acum așa, scurt pe doi, cât ai zice pește. Ia vine și tu încoace, voi prietene.
Așa, voi ați crezut că-s prietenul vostru? Îmi pare rău, dar cărnița voastră îmi spune altceva. Ok. 800 BL. Chica, this must be a sign. That was interesting. Frumos, drăguț. O căsuță mică, așa și așa. Fără fum, fără nimică, așa și așa. Bună ziua, am venit să stăm la povești. Sleeping bag-ul nostru frumos, pe care îl aruncăm pe jos și tragem un pui de... Cum, doamne, iartă-mă, trecut așa de repede noaptea? Nu. Dar pe cine avem noi aici și ce are prin cufere? Aia mă interesează cel mai și cel mai mult, pentru că am auzit ușa. Oh, hello! Sigrid Bergman. Have you seen any food around here? Yes. Îi trebuie 4 cooked chicken și 3 baked potatoes. N-am așa ceva. Tu, prietene? One raw cod și 3 steak. Am înțeles. Deci, practic, ăștia sunt oameni care sunt spawnați pe aici prin diferite structuri. Nu știu ce-i pasărea aia, dar pare interesantă. Poți să mă uit la tine și să primesc un achievement? Scria ceva cu blue tail something. Însă nu vreau să-mi bat mai tare capul. Totuși sunt în căutare de Hello Peșteră. Exact ce ziceam. Pe tine te căutam. Vreau să vin aici și să minez cât de mult cobblestone, fier și alte chestii pe care le mai găsesc eu pe aici pot. Adunatul de materiale cu unelte de piatră este literalmente un chin. Dar măcar ne-am făcut cu câteva stecuri de piatră și doar 4 bucățele de iron. Vreau mai mult. Vreau mai mult, sincer, ca să-mi trec la unelte de fier măcar. Sau poate chiar și la armură de fier, de ce nu. Însă, din păcate, pentru mine îmi cam plac noile începuturi când vine vorba de Minecraft. Îmi place să creez lumi noi de Minecraft și să mă apuc să explorez prin ele și să construiesc, nu știu, mici băzuțe, aș zice eu, sau mici căsuțe de început. Și din păcate urăsc să adun materiale cu unelte de piatră. Dar îmi place să încep un noi de Minecraft. Deci, sunt într-o continuă încurcătură, dacă pot să-i spun așa. După tot efortul pe care l-am depus pentru a aduna materialele de mai jos, de aici, din bărcuța noastră, a sosit momentul să ne folosim de ele și să începem să construim primele clădiri din imperiul nostru, mă rog, viitorul nostru imperiu. Cred că i-aș putea spune mai degrabă un așezământ, ca să zic așa. Și acum, dacă tot suntem aici și avem și harta în partea dreaptă, putea să dăm un M. Să vedem un pic unde am putea noi să ne punem Town Hall-ul. Ăsta este primul lucru pe care vreau să-l plasez în micul nostru așezământ. Și mă gândesc eu că aș putea să-l pun probabil undeva fix pe aici, în zona asta centrală, că este destul de mult loc. De obicei, Town Hall-ul este cel mai mare dintre toate construcțiile pe care noi o să le facem. Mă rog, cred că e cel mai mare, nu 100% sigur. Dar cred că aș putea să pun undeva aici centrat. Deci aia înseamnă că dacă ne plimbăm noi un pic pe aici și ne uităm, am putea să-l parcăm. Aici nu pare așa promițător, fiindcă trebuie să dăm jos o grămadă de copaci din ce văd eu. Dar zona asta cred că pare destul de ok. Nu suntem, de fapt, dacă stau bine să mă uit pe hartă unde sunt eu în momentul de față, sunt cam central, aș putea să zic. Și cred că aș putea să-l parchez undeva pe aici. Pare o zonă destul de plată, destul de frumoasă pentru a pune un town hall. Și în cazul în care mai avem nevoie de anumite lucruri, putem să mai dărâmăm câte un picuț din ele. Cred că o să-l pun așa, cu fața în direcția asta. N-o să mă intereseze să fie cu fața direct spre apă, pentru că nu cred că și are rostul. Și a luat din bărcuța noastră Town Hall-ul și Building Tool-ul și cu acesta o să dăm click dreapta aici pe pământ. Suntem deja pe pack, tematica noastră deja este pusă pe Nordic Spruce și aici jos avem diferite tipuri din ce văd eu de construcție. Avem agriculture, agricultură, adică craftsmanship, astea cred că sunt chestii de craftat, cum ar fi, ia să vedem, carpentry, ok, storage, metalurgie, etc.
Din coace avem decorațiuni, parcuri și alte chestii de supply. Aici avem educație, adică librărie, școală și universitate, infrastructură, dacă vrem să facem poduri și alte lucruri, uite, drumuri, nice. Ok, lucruri militare, mistice, enchanter, graveyard, mystical site, interesting, și nethermind, nice. Putem să facem și ziduri, aia e și mai frumos, dar pe noi ne interesează aici la fundamentals, ne interesează să facem town hall-ul. Și acum dacă eu o să dau click pe el, o să mi-l pună undeva de început. Cam ăsta ar fi town hall-ul de level 1 și trebuie să-l rotesc eu un picuț în așa fel încât să văd unde naiba o să-i fie intrarea. Unde, doamne, ți-i intrarea chiar așa? Ar trebui să fie, ok, deci pe partea cealaltă. Ceea ce înseamnă că dacă mă trag un picuț mai în spate și fac asta și îl rotesc odată așa, bada bim, bada bam, intrarea ta ar trebui să fie fixă aici, da, perfect. Și înainte să ne punem noi să dăm un ok la build-ul ăsta, adică să îi dăm bifa, cum s-ar zice, trebuie să văd prima dată cât de mare o să fie când o să aibă level 5. Și când o să aibă level 5 o să fie ceva de genul ăsta. Și aș vrea să-l poziționez în funcție de nivelul lui 5 prima dată și să-l construim la level 1 și încet încet să-i dăm upgrade. Dacă ne uităm aici, cred că ar merge un pic mai în spate din ce pot eu să văd. Probabil până pe aici, pe undeva. Nu știu dacă are sens să-l mai atragem în partea asta. Cred că nu se merită să ne batem capul cu treaba respectivă. Pe partea asta o să fim nevoiți la un moment dat să facem ceva terraforming ca toată treaba asta să arate bine. Și cel mai probabil o să fim nevoiți să dărâmăm și acum din chestii. Copacul ăsta probabil că o să trebuiască să plece și alte lucruri de pe aici la fel. Îi dăm să-l facem de level 1, din nou îi dăm un ok și în teorie ar fi trebuit, da, uite, au pus aici town hall-ul. Nu înțeleg de ce nu mi-a luat town hall-ul din inventar. Interesantă treabă. Dar acum ar trebui să vină în mod normal săteni, ținând cont de faptul că noi avem town hall aici. Îl avem deja plasat. No nearby colony found. You do not currently own a colony. Ok, trebuie să dăm un create a new colony. Superb. Bun. Word is out about a newly founded colony. Soon the first settlers will join your colony. Ok, foarte mișto. The tomb disappears. Am înțeles. A murit, by the way. Cumva a ieșit un... cum îi spune, e ca și un pește spadă din ocean, a ieșit cumva și s-a tot zbătut pe aici pe uscat și m-a omorât. În încercarea mea de a-l ucide, m-a ucis el pe mine. Și de-aia cred că avem și cadou ăsta aici. Ce-am primit? Tombstone Soulbound. That's not bad, that's interesting. Și ar trebui să avem primul nostru, uite-l pe Eric. Eric McGee. Hello. La Athletic are 4, la Dexteritate 3, la Strength 4, Agilitate, Stamina, Mana și așa mai departe. Holy moly, câte chestii au acum oamenii. Nu-mi vine să cred, Jesus Christ. Nice. Acum ce cred eu este că o să am nevoie totuși de un builder sat înainte să putem să începem să creăm clădirea coloniei, ca să zic așa. Și cred că o să încep să fac aia. Practic o să trebuiască să dăm iarăși un click dreapta undeva. Ok, deci astea sunt chunk-urile pe care în momentul de față noi le avem claimed de către colonia noastră. That's interesting. Dar ce vreau să fac este să căutăm un builder's hut. Și ăla o să fie undeva pe la infrastructură, probabil. Nu aici, n-are cum să fie aici. Craftsmanship. Storage, luxury, carpentry, nu. Da, unde Dumnezeu ar trebui să-l găsim? Dacă la fundamentale, cred că la fundamentale și ne interesează... Nu, aici sunt restaurante la agricultură, n-are cum. De Doamne iartă-mă. Dacă dau eu aici un E și scriem aici un B-U-I-L-D.
găsim Buildersat, uite-l-ai. Deci ne trebuie niște len și o ușă ca să facem treaba respectivă. Perfect, îl salvăm acolo să-l avem. Și mergem să-l craftăm până una alta. Deocamdată văd că avem un singur om. Încet, încet o să se adune mai mulți, probabil. Ia să facem un crafting table să-l avem. Facem și o ușă să o avem. Și acum trebuie să facem treaba asta, da? Ne mai trebuie încă o bucățică de lemn, pe care ar trebui să o am pe aici, pe undeva. Perfect. Nu cred că are relevanță ce tip de lemn folosim pentru treaba asta. Da, nu are nici cea mai mică relevanță. Poate să fie combinate chiar. Și facem chestiuța asta atunci. Perfectamundo. Și ieșim de aici. Town Hall-ul văd că mi-a rămas aici, ceea ce e un factor destul de interesant. Să trage un pui de somn scurt pe doi, rapid. Mi se pare foarte interesant că mi-a rămas Town Hall-ul în inventar. În mod normal n-ar fi trebuit să rămână. Suntem în ziua 8. Oh, nice. În mod normal nu cred că ar fi trebuit să rămână și ar fi trebuit să se placeze acolo jos, cred eu, nu? Cred că aia ar fi fost treaba. Și acum, dăm din nou click cu treaba asta pe jos. Și mă uit pe aici să vedem unde aș putea eu să găsesc. La Education sigur nu. La Fundamentals, a uite la Buildersat. Doar că nu l-am văzut de ochi, cred că eu. Okay, Buildersat arată ceva de genul acesta. Și dacă îl ducem la nivelul 5, o să fie tot ceva asemănător, doar că okay, o să fie practic mai înalt. Deci, level 5 să zicem, îl întoarcem odată în partea asta, aici o să fie intrarea și intrarea la Town Hall o să fie în partea asta, ceea ce înseamnă că dacă aș avea aici un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 blocuri distanță între clădirile astea două, cred că ar trebui să fie suficient, mă gândesc eu, nu? Trebuie să te dăm mai jos un picuț și cred că aș putea să te placez poate un pic mai în partea stângă, zic eu. Cred. Trebuie să vedem și cum facem în așa fel încât să fie cât mai bine implementat în environment, adică în mediul înconjurător, să nu trebuiască să facem foarte multe modificări la mediul înconjurător pentru a ne construi noi clădirile, zic eu. Asta e părerea mea și cred că așa aș vrea să procedez. Cred că pot să-i dau mai încolo cu una. Ok, și dăm la level 1, îi dăm un ok. Great job on the placement. Perfect. However, there's not enough. You need to access it and click, bla bla bla. Bine. Intrăm aici pe chestia asta și aici ne explică ce și cum. Make sure to check out all the building pages. Ok. Here you have an overview of the combined building inventory. Ok. Și some buildings have extra help pages. Ok, am înțeles. Understood. Tam tam tararam. Manage workers. Builder Eric McGee. Avem deja, what the heck? Avem deja 4, 1, 2, 3, 4 persoane aici. Deci îl avem pe Eric, o avem pe, sau l-avem pe Easton, nu știu cum, pe Kennedy și pe Filipa. Ok, perfect. Deci băiatul ăsta în mod normal îi builder, din ce am înțeles acum. Ca să putem să construim clădirea, au trebuit să vin aici frumușel și să-i dau start build pe aici pe mijloc, după care aici la requires resources am tot băgat anumite lucruri de care au avut nevoie. Deocamdată nu i-am pus toate chestiile, fiindcă băiețașul ăsta din când în când vine și îmi spune: domnule, mai golește-mi din inventar pentru că am prea multe chestii și nu mai am unde să-mi pun lucrurile pe care eu le adun de pe aici. Așa că din când în când îi mai golesc inventarul. Am făcut și un cufăr aici lângă, între clădirile noastre, ca să am restul de materiale pe care le-au adunat. Ce nu-mi place la ei totuși este că lasă copaci în aer. Gen, dacă, să zicem, uite cum e clădirea asta, ok? Clădirea asta o să vină până aici la jumătatea copacului. O să-mi taie din copacul ăsta și o să-mi taie numai până la înălțimea necesară. Nu o să-l ducă până sus de tot și nu o să taie tot copacul. E așa un picuț enervantă treaba respectivă, dacă mă întrebați pe mine. Și nu înțeleg ce Dumnezeu mai face acum. Ah, ok, s-a apucat de plasat dirt. That's nice. That's good enough. Mai bagă dirt pe unde ai nevoie, domnule.
Ce faci? Haide, ne uităm toți la tine aici. Ceilalți se plictisesc deja că n-au ce face până ce-ți construiești tu Builder's Hut-ul. Hai, happiness-ul e la 3. Trebuie să iau, stai așa un pic, dacă iau mâncarea asta și dau pe inventar și spun mâncarea, trebuie să spun mâncarea pe aici, pentru că, fiindcă am pus mâncarea mai înainte în inventar și și-a aruncat-o. I would make my job much easier if I had spruce stairs. Gravel, racks, ok. Rack-urile alea, din ce am văzut, nu sunt chiar așa de greu de făcut. Stairurile ar trebui, în teorie, să le am aici pe toate. Ah, și by the way, m-am dus aici lângă noi la schemuța aia micuță, campul ăla de, cum îi spune, de pillager, cred că e un camp de pillager sau ceva de genul ăla, și am reușit să fur niște chestii dintr-un cufăr de acolo. O să pun aparent un pocal și niște hârtie și să zgeți, mare lucru, nu am reușit să ciordelez de acolo, dar asta este viața. Deci ce mai trebuie lăsa? Ce zic că mai are nevoie? O zis că mai are nevoie, cred că de... Ia să vedem ce ne mai cere aici. Ne cere două rack-uri. Ok, rack-urile alea, din ce am văzut, nu sunt chiar atât de greu de făcut, după cum am menționat mai devreme. Ar trebui să fie ceva în genul ăsta și două bețe aici. Nu? Parcă, uite, că chiar l-aveam căutat aici. Spruce wood rack. E așa de frumos să te joci Minecraft și să nu trebuiască tu să-ți bați capul cu construcțiile și unde să pui blocuri și să te uiți la cineva care face treaba asta în locul tău. Oh, Jesus. Splendid, domnule. Bravo, domnule Eric. Bravo. Îmi place cum munciți. Sunteți mâna mea dreaptă de astăzi înainte. Aș putea să zic chiar. Ați făcut o treabă minunată aici, ați făcut o treabă minunată. V-am ajutat și un picuț cu resursele, adevărul este că, dar încet, încet, cu treabă bună, din ce văd, dumneavoastră faceți o treabă splendidă aici și faceți casa asta frumoasă în care o să vă trăiți de acum acolo viața. Dacă e să ne gândim așa. Aștept să termine domnișorul nostru, domnul Eric, pardon, mă scuzați, domnul Eric, așteptăm să termine căsuța și după ce își termină el Builder Hut-ul, care... Sincer, numai hat nu e, e dita mai căsoiul din punctul meu de vedere. O să îl trimit din coace să facă și town hall-ul, fiindcă, din ce am văzut, băieții ăștia mei sunt un picuț cam nefericiți. Băieții și fetele, de altfel. Și din nefericire, am putea să-i dăm un nume la colonie. Chiar puteți să-mi lăsați sugestii în comentarii, dacă doriți. Puteți să-mi lăsați sugestii de nume pentru colonie. De fapt... Ba da, o să aștept și sugestiile voastre. Dacă nu, în cel mai rău caz, o să-i trec numele Pufstem, dacă nu găsesc nicio sugestie bună și decentă, să zicem așa. Avem aici informații, permisii, citizens, ia să vedem un picuț, overall happiness 3.9, aparent sunt destul de fericiți pe partea de mâncare. Injuries decrease happiness if colonists have been injured recently. Există o posibilitate, nu zic nu. Ce mai avem pe aici? Da, Eastern, ce se întâmplă cu el? De ce Dumnezeu e așa cu culoarea asta? Never mind. Social factor. Ok. Housing. N-avem housing. O să trebuiască să refacem niște căsuțe la gușterii ăștia. Statistici, văd că avem pe aici un builder, nu avem copii, avem 3 unemployed. Ok, iuță. Și aici o să putem să modificăm sau să ne facem un banner pentru colonia noastră. O să facem treaba asta până la urmă, dar deocamdată nu o să mă ocup de treaba asta. În schimb, avem aici build options și dacă dau click pe chestia asta, de aici practic îi dăm build building și ne alegem aici builderul. O să avem nevoie de o grămadă de resurse, iar oak planks, 48, nu se pune problema, avem spruce stairs, nu ne trebuie așa multe spruce logs, ne punem să mai strângem în cazul în care ne trebuie, cobblestone, sper să mai avem destul cobblestone, un bed, niște fence-uri de spruce, plank-uri, torțe, o grămadă, ok, ar trebui în teorie să putem să facem rost de toate materialele pe care le văd eu aici și nu prea greu, cred eu, chiar dacă încă sunt și eu la fel de sărac ca și... ca și membrii coloniei mele, practic sunt și eu la, cum îi zice, la sapă de
sapă de piatră, aș putea să zic. A, uite-l pe Eason. Ce faci, domnule? Nu prea ești ok din ce văd eu aici, dar probabil din cauza că nu ai o casă. Either way, o să ne descurcăm și cu treburile astea. Mai încet un picuț, fiindcă acum ce ați venit și nu aveam casele gata pregătite pentru voi, că nu am avut un builder care să le pregătească, dar domnișorul și domnul, de fapt domnul, nu domnișorul, domnul Eric se ocupă aici de treabă, văd că este foarte, foarte harnic și cred că nu mai are foarte mult din clădire și ar trebui, în teorie, să o termine cât de curând. Felicitări, domnule Eric, ați terminat clădirea, incredibil așa ceva, wow, wow. Eric McGee, hello there, have you heard about the resource crew? Ah, ok, ok, ok. Avem un, din ce țin eu minte, din celelalte, I can try to find one for you. Ok, uță. Deci ne trebuie un, by the way, R-A-C-K-A. Îmi trebuia rack pentru construcția mea și eu mă uitam la rack-urile astea de aici și mi-am făcut vreo două de pe aici. Aparent trebuia ăsta. Trebuia ăsta din Mine Colonist și am descoperit după ceva timp când am văzut că nu își ia băiatul meu rack-ul de acolo. Dar înainte de asta, R-S-O-U-R. Aha! Deci de tine o să am nevoie. Și tu nu te faci chiar așa de greu. Tot ce avem nevoie însă este piele. Avem nevoie de piele ca să putem să facem treaba respectivă și nu știu sigur dacă am văzut eu vaci pe aici prin zonă. Și piele, din câte știu eu, nu cred că am pe aici, pe undeva. Pot să obțin altcumva pielea? Pot să obțin pielea dintr-o grămadă de chestii? Sau dintr-un bonded leather? Ok. Mai am și alte soluții? Deci aș putea să iau, spre exemplu, cred că nu mai pot să iau ăștia. Cred că nu mai pot să iau ăștia. Dar hai să vedem dacă cumva, primim ceva piele din toate questurile pe care le-am făcut noi pe aici, pe undeva. Și trebuie să fac următorul lucru, tavernă. Voi sunteți țăcăniți la cap. Nici bine nu am intrat aici în era asta și voi vreți să fac deja tavernă. De unde am eu chestii? Uite aici. Ok, number of deaths. Din cauza că am murit odată, mi-a dat toată chestia asta înapoi. Înțeles. Să trăiți. Și playtime reward. Ok, o să-mi dea niște chestiuțe pentru că am supraviețuit 10 zile, aparent. Asta o să o păstrez la mine. Astea le pun acolo. Scutul ar trebui să-l iau în mână. Pentru orice eventualitate. Și o să tragem un pui de somnic. După care o să vreau și o să-mi doresc ca înainte să-i dau la băiatul ăsta scrul ăla sau ce Dumnezeu trebuie lui. I'm still waiting for resource crew. Jesus Christ, frate, o să mă duc să-l caut. Na, o să mă duc să caut unul, să vedem. Din ceva motiv anume, sătenii mei se tot duc aici în campul gușterilor ăstora și acum am fost un picuț acolo după ce m-am luat la scandal de vreo două ori cu ei și am descoperit unde este spawnerul de fapt. Nu știu sigur dacă sunt două, dar pe unul l-am găsit 100%. Acum schema este dacă pot eu să îl sparg cu pickaxe-ul de... Yes, apparently I can. Bravo, îmi place. Yes, 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 yes. Asta e un crow într-un cage. Ok, interesting. Oh, și am găsit ce aveam nevoie. Am găsit fix ce aveam nevoie. Îmi veneau să te în puii mei și mi se urcau pe astea, mă, și rămâneau blocați aici. N-am văzut așa ceva în viața mea. Fix ce căutam am găsit. Ok. Nu știu de unde Dumnezeu te-ai spanat tu, dar o să plec. Mulțumesc frumos de piele. Sunteți niște dulci. Am plecat, ne vedem mai târziu. Nu mai am mâncare, să trebuiască să mă să mai fac rost de mâncare. Cred că am ceva pe serios, că ăsta vine încoace. Uite-l mă la el ce harnic și ce viteză are. Are. Cum pot eu să fac să te bat și să nu iau, cum îi spune, prostia aia de la... De fapt, nici nu cred... Wow! Ok, am primit și un cadou și am primit
ok, ceva chestii din ăla, Voluntar Exile, de asta mi-era mie frică, că o să primesc Bad Omen și nu o să pot să scap de el în veci, veci purului. Jesus Christ. Cum se face chestia asta cu bețe? Super, ar trebui să am bețe pe aici, o să iau, îmi place asta, I love it, I freaking love it. Deci cu bețe așa se face treaba asta și cu tine acolo și primim chestia asta și practic venim cu asta și ți-o dăm ție. Hai. There you go. Thank you so much for bringing me the resource scroll. You know, all you have to do is shift right click it on the HUD block to activate it. It will help you gather resources more quickly and efficiently. I hope you find it as useful as I do. Ok, da. Ideea e că... Ah, ok. Deci practic nu mi l-ai luat. Și dacă dau shift right click chestia aia acolo... No builder set. Ah, ok. Sneak to use the scroll to... On the builder hat. Oh, deci pe builder hat trebuie să fac chestia asta. I see, prima și prima dată, lasă-mă să scap de toate astea, am mai furat ceva chestii de pe la ei prin cufere, nu știu ce fel de scară e aia. Astea îmi plac, două, siturile alea îmi plac, sunt faine, sunt drăguțe, pune mai acolo. Și trebuie să dau shift click dreapta pe ăsta, link resources to builder, bla bla bla, colony, perfect. Și o să te păstrez aici. Și acum dacă eu vin aici și zic, tovarășe, am nevoie de tine, pam, Eric McGee, să-mi construiești treaba asta. Build request create for town hall at colony. Behei, thank you very well. Domnule, apucă-te de spart chestii pe aici. Cer o să se duc acum de fiecare dată la chestia asta lui, la builder's hut-ul lui și o să-și ia resurse și așa mai departe și o să apuce să lucreze la clădirile pe care eu îi le dau să le facă, basically. Cam aia e toată ideea. Mă amuză totuși teribil felul în care el e îmbrăcat. Jesus Christ. Ia să mai ajut și eu un picuț pe aici să mai terraformizăm câte o leacă până când domnul Eric își termină de făcut treaba și termină construcția. Cum stai, prietene? Ești la nivelul torțe, am înțeles. Păi în teorie ar trebui să fie aproape gata, băi băiatule. Am organizat un picuț lucrurile și pe aici am mutat niște chestiuțe în stânga, în dreapta. Așa, punem alea acolo. Și în mod normal, din ce văd eu, cred că după ce termină de pus torțele, nu știu câte mai are la el, nu știu, are nevoie de, din ce am înțeles eu, dacă mă uit aici, avea nevoie de vreo 90 de torțe. Nu știu sincer unde, Doamne iartă, mă pune el 90 de torțe la micuța căbănuță pe care au făcut-o aici, dar, hei, nu este de datoria noastră să punem aceste întrebări, ci doar să ne uităm la cum construiește domnul Eric. Acum, din ce m-am uitat eu pe aici, am înțeles de ce ne cere să facem tavernul următorul. Spune aici așa frumos. Your colonists will need a place to sleep and a house. So it is recommended to... Hello! Hey, the centerpiece! Bravo fecior, bravo, te felicit, ești blană. Avem, deși e micuț și nu are interiorul făcut, mă rog, are numai un pat acolo, dar avem chestia asta terminată, centrul coloniei. Jesus, bravo fecior, bravo, te felicit. Acum să citim din nou ce ne zice aici. După cum zicea, și că coloniștii tăi au nevoie de un loc unde să doarmă și să numească casă, așa că este recomandat să construim o tavernă. Taverna poate, desigur, să le permită vizitatorilor să vină în colonia noastră și dacă eu vreau pot să-i recrutez ca să rămână ca și cetățeni ai coloniei. Deci, practic, următorul lucru pe care ar trebui eu să-l fac aici în colonie, ar trebui să fie taverna. Probabil că taverna ar fi trebuit să o construiesc înainte să construiesc town hall-ul. Mi se duce vocea. Hai, Doamne! Deci, probabil că aia ar fi trebuit să o construiesc înainte să construiesc town hall-ul, sincer să fiu cu voi, ca toți oamenii să aibă un loc unde să stea și să nu mai se plimbe pe aici ca bezmetici din stânga în dreapta. Plus că la tavernă, mai mult ca sigur, trebuia să angajez pe cineva și probabil că acolo poate să și mănânce oamenii.
I'd really like a house to live in. O să lucrez la treaba asta. Cu mâncarea văd că stă decent. Și practic ce trebuie să fac eu în următorul episod? O să fie taverna și alte lucruri. Însă înainte de treaba aia vreau să mă apuc să dau pe aici. Uite, aici avem niște reward-uri. Mulțumim frumos pentru că am ajuns să supraviețuim 15 zile. Meteor Fight. Nu îmi dau seama ce am făcut aici. Uite, ăsta cu crossbow. Ok, am primit un bănuț, am primit niște experiență. Superb. După aceea, mini contraptions. Avem asta, glass frame-ul pe care l-am luat de jos de la campul, de la tabăra piligerilor. Sfoară iarăși am luat de la ei, de pe jos. Și runa asta am găsit-o tot pe la ei. Thank you very well. Mai avem aici Fish and Farm. La Fish and Farm, dacă stau eu și mă chiorăsc pe aici. Ok, avem pielea. Perfect. Avem și pielea. S-a rezolvat și problemuța asta și cam asta am făcut până în momentul de față. Suntem binișor. Common loot crate. Am primit un alt loot crate. Din care am primit 32 de bush plank, not that bad, not that freaking bad. Am primit o carte, pe voi vă punem acolo, pe voi vă punem acolo. Și oameni faini și oameni dragi, o să mă pun aici lângă domnul McGee și o să vă mulțumesc extraordinar de mult pentru atenția acordată și că ați fost alături de mine în acest episod. Nu uitați să lăsați un micuț nume pentru colonia noastră jos în secțiunea de comentarii și cine știe, poate aveți norocul să vă aleg numele. Dacă nu se întâmplă aceste lucruri, cel mai probabil o să punem numele Puffsland. Până data viitoare, oameni dragi, vă mulțumesc încă o dată pentru atenția acordată și că ați fost alături de mine și să ne vedem cu bine la următorul episod. V-am pupat! Să aveți grijă de voi! Ciao, les!